Revelion cu Național TV. În noaptea dintre ani, emisiunea Avem Chef de Revelion, difuzată între orele 20:00 și 30:00, a fost urmărită în fiecare minut în medie de 242.000 de telespectatori la nivel național. Național TV s-a clasat astfel în topul preferințelor dumneavoastră. Gazdele emisiunii Corina Chiriac și Adrian Enache v-au oferit o noapte incendiară, iar vedete îndrăgite v-au fost alături prin intermediul micului ecran în noaptea dintre ani. Ați dansat, ați cântat și ați râs la petrecerea noastră, care a înregistrat minutul de aur la ora 22:26, când 558.000 de oameni au ales Național TV. Ce seară minunată, mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă și că vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubit odată. Corina, e momentul să cânte taraful, creadă despre o damigeană. Nu mă speria, eu sper că nu vorbești serios. Nu, eu, dar știe, n-are și adevărul, adevărul. Deci se văd de cumva, nu? Exact. Deci era unul la un panou publicitar, era cu carafomonă, se uita și, băi, nene, am văzut beți rupți, beți criță, dar beți apă niciodată. Cheful de Revelion a fost urmat de un Revelion la negru de zile mari, care a înregistrat minutul de aur la ora 00:52, când 432.000 de oameni au urmărit-o pe îndrăgita artistă Mirela Petran. E păcat să n-ai păcat, e păcat că n-ai uitat cum e să trăiești, cum e să iubești. Și la 90 de veri poți fi tânăr și să ceri cu cât ai cerut, viața-ți dă mai mult. Mâine de la ora 15 puteți revedea emisiunea Revelion la negru, la Național TV.